Domnilor, vă salută Nelson Mondialu, bineînțeles prezent ca întotdeauna cu ce? Cu enigma vietăților, cu enigma animalelor cu două picioare, găina. De ce spun enigmă? Vă întrebați de ce spun enigmă? Pentru că nu s-o știu niciodată în viață cine a fost prima. Ou sau găina. Înțelegeți voi cum stă treaba? Să nu cumva să-mi confundați marfa cu avicola sau cu crevedia. Înțelegeți? Asta e găină rusească. Tinul rus. Să-i înțelegem. Am primit un cadou pentru weekend. Și eu acum stau și mă gândesc ce aș putea face din acest animal că nu-i găină, e pui, din acest animăluț, puiuț, ce delicatese aș putea face. Gâții, bineînțeles, după cum uitați ce gât răsucit, înțelegeți, gâții, să știți că nu trebuie, gâții nu trebuie. Pulmonara e aici, după cum observați, pulmonara e decisiva. Cotană. Deci, aoleu, ce am zis, cotană? Deci cotană. Acum eu vreau să o întreb. Te rog să-i punem un nume. Ce nume vreți să-i punem la puiuț? Pui, 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 e tata în gura lui. Auziți, ce nume să-i punem la puiuț? Ha? Așa după cum arată. Voi ce ziceți? Eu zic să-i punem nume Pielosu, pentru că e tata la mă! Pielosu! Înțelegeți? Două secunde să vedem ce mesagerie mi-a venit. Pielosu, nu știu ce mi-a scris acolo, în fine. Îi punem nume Pielosu. Și acum noi îl întrebăm pe Pielosu, zbârcitu, de ce mă deranjează el pe mine? Domnilor, ca să te deranjeze, ce e astăzi, vineri sau joi? Ca să te deranjeze în vinerea mare, când e sărbătoare, cu așa ceva, înțelegi? Pe mine, domnule, te mă puteai deranja cu o carne de vită, înțelegi? Domnul pui, pe mine, pentru mine era mai preferabil să fii înlocuit cu o carne de vită, cu, știu eu, să nu aberăm, să nu ducem protocolul prea departe, înțelegi? Mai avem ei. Mai avem. Dar, auzi, noi niciodată nu-i târziu ca să-l ai și de Revelion. Nel, când toată lumea de Revelion face din ele, tu să fii cel mai șmecher să ai Nel. Înțelegi? Și să trecem în continuare. Ce ți-am făcut eu ție de a veni să te mânghi eu? Ha? Spune-mi tu mie, ia uitați subac. Ia uitați subac. Fenomenal. Ăsta merge pane, pe ăsta l-alt. Tot pane, înțelegeți? Și aripioarele, bineînțeles, să nu uităm de KFC. Ia uitați-l. Deci, la asta vine așa. Două chile de morcovi, o jumătate de chile de păstârnac, o jumătate de chile de țeler, o gulie, bagă la cabot, o ceapă, țeler, pătrunjel, și ca să aibă aderență la pupila gustativă, îi dăm și puțină vegetal. Piperul și sarea din bucate să nu le uităm. Și acum eu aș vrea să-l întreb, telea asta mi-o iei jos. Deci telea asta eu nu vreau să o văd. Înțelegi? Ia uitați-l.
Păi îl desfac să se vadă. Cum îl cheamă? Vrei să îi dai jos? Pielosul. Vreau să-i arăt antricotul. Ia uitați ce antricot are. Fiți atenți. Fineță. Piept de pui. Pieptul de pui va fi servit în domnilor, ca să nu ne înghesuim în zarzavat. Într-un fel de salată de băf. Zarzavat cu salată de băf. Bot, ai înțeles? Nu le-au șnițele. Nu șnițele din chef de pui, când pace le iau și le arunc pe tine. Pe pielosul. Dacă eu mănânc acum așa, cum îi? Crud. Poate se transformă. Auzi, eu mânc partea asta în ea. Acum? Da. Sare, vrei? Nu, așa cum e. Deci voi ce ziceți? Dacă eu mă apuc să mănânc partea asta, da, o bucată asta, uite-i așa în ea. Ha? Ce ziceți? Nu mai bine îl lași un pic să stea și după aia. Nu e, nu e problema. Nu e problema asta. Da, eu mănc bucata asta. Dar știu cum mănci, da? Să nu ți se strice dinți, mai lasă-l un pic. A? Ce zice, să o mănc? Și camera au zis că nu. Vezi de treabă. Deci, domnilor, vreau o șingă elegantă. Domnilor, să vedem dacă eu pățesc ceva, dacă mănânc bucata asta de carne golă, neprăjită, nefiartă, nici la abur. Stai cu minte și nu mi-l tăia acum. Păi da. Ce vrei să mănânci? Vrei să-ți dau cu el peste cap? Tu. Vreau să văd, pentru că noi, până să descoperim focul, omul mânca carnea crudă. Cine? Îți spun eu. Deci, în epoca, până în epoca în care s-a descoperit focul, n-aveai cum să mânci carnea. Cum mâncai carnea? Le trebuia să știe călduri ca să se frigă carnea mai ceva ca în filme. Unde în sare gâț o punea la murat, cum mi l-am pus eu pe meu? Eu vreau să mânc, să vedem ce... Să nu mai vrei să mânci după aia, să te văd pe aici, că te transformi în epoca de piatră. Sau, bine, dacă mânc, nu fi ca. Dacă îi mânci curul, atunci te las. Doamne fer, nu. Curul nu. Curul nu. Uite, eu nu fi ca tu. Stomacul. Nu te naibii că mă disper acum. Mami, taci. Stai să iau chelița asta jos. Șcăni, asta e carne crudă. Asta o mânc. Golă. Poate mâncă ce vrei. A? Ce? Nu adu niciun dedu. Mami, nu pățăți nimic? Ba da. Ha? Ba da, pupital, vei. Ha? Hai să sun la salvare. Mami, nu pățăți nimic? Ba da, pupital. Băi, oameni. Eu mânc tu. Du-te, naibii, și n-o mânca. Bucata asta în ea. Du-te, lasă-mă, dă-mi pace. Oare pățăși ceva, măi, oameni, dacă o mânc? Și tu ești tot mor dinainte. Măi, oameni, oare pățăși ceva dacă o mânc? Ha? Ioi.
Eu ai că mi se întoarce stomacul pe dos. Dar unde zouăle din el? Ele micuță. Asta nu-i găină. Asta nu-i găină. Sau să mânc chelea direct. Deci, domnilor... Și mai bună. Da? Și mai bună aia. Mâncă tata ptilcuța. Domnilor... Tu am promis că mânc. La cine? La copii aici. N-ai promis. A? Ai zis numai că mânci. Mai oameni, auziți aici. Deja e nuci în galbenești. Mai vreți să mor, mai vreți să mor, măi? Eu luăm în numai friptă cu mușnii de usturoi și cartofi prăjiți. Să ții minte ce ți-am zis. Vă pupă al vostru lup. Vă pupă al vostru lup.